Luna aceasta, Valea Prahovei TV este televiziunea lui Moș Crăciun, așa că alături de sponsorii Nimoș, echipele noastre au alergat la mai multe familii din județ pentru a lăsa daruri. Daruri fără de care acești oameni nu ar fi avut un Crăciun prea frumos. Astăzi am ajuns la ploieșteanca Elena Anghelache, mama a trei copii, dintre care unul cu handicap. Elena se chinuie să trăiască cu 900 de lei pe lună, însemnând salariul soțului, alocațiile copiilor și o indemnizație de handicap pentru copilul de 4 ani. Femeia povestește cu lacrimi în ochi viața ei și a copiilor. Vă spun că mă descurcam și deci foarte greu. Vine Moș Crăciun la copii? Sper că ajutorul Dumnezeu, da. Așa v-ați chinuit și de Moș Nicolae să-i da, să da, 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 ce le-am luat acolo, că eu știu că o ciocolățică ceva, că nu ne permitem. Ei cum înțeleg situația asta dumneavoastră? Bine, pentru că sunt obișnuiți, i-am educat așa cum mi-am educat și înțelege. Păi când cel mic e mai cu problemă. El întotdeauna ce-am avut și dacă am ceva mai bun îi dau lui. Pe când ceilalți și asta. Așa cum au făcut cei mai mulți dintre cei ajutați de noi, și doamna Elena abia a reușit să-și găsească cuvintele pentru a ne mulțumi. Mulțumesc din tot sufletul, din toată inima și din toată suflarea mea. Și să vă ajute Dumnezeu oriunde ce ați face și unde vă duce să vă protejeze Dumnezeu. Familia Anghelache și alte 19 familii din județ pot primi aceste cadouri grație unor firme ca Firenze, Baumax, restaurantele Viena Cafe, Dante și Tres Olivos, Real, Geomike, dar și oameni cu suflet mare ca elevii de la grupul școlar Victor Slăvescu și doamna profesoară Iosif, familiile Chivu și David și mulți alții care au vrut să rămână în anonimat.